Te vorbesc bine, înțelege foarte bine italian. Am vorbit de probleme că avem, ele încercă de stabilire se poate face cu acolo pe echipa noastră. Vă va lăsa să vă antrenați pe urmă? Asta e întrebat eu. Din punct de vedere, ele se poate și foarte urmă știu ce avem noi cu societatea noastră, cu administrator, nu știu, am vorbit cu asta probleme. Eu spun ce se poate, stare puțin vestită, să ne putem în antrenare anche noi în Oblemenco, să putem jucare în Oblemenco la fel cum lor. Spero că a fost un discurs unde ne-am înțeles. Mi auguro că face tutto il possibile pentru aiutare anche echipa noastră. Perché abbiamo diritto pure noi di fare pregătire in terreno di mio problema e poter giocare in un altro mezzo. Non te adesso vorrei unire, non dovrei giocare. Noi abbiamo visite medicate, non abbiamo antrenamento. Și când veți primi un răspuns? Credo că a più presto, mai prima, è possibile, se avemo nevoie di terreno di antrenamento. Nicolo, unde va fi reunirea aici? Nu, că aici e o problemă care vă spun eu, pentru că noi am vrut un răspuns de la doamna primar. Italianul, mi-am exersat italiana, e un om extraordinar, la care toți Craiova veniți și avem mai mulțumit pentru performanțele pe care le-a făcut la Craiova în calitatea dumnealui de antrenor. Sigur că nu puteam să-l las la ușă, trebuia să-l primesc, dar i-am explicat că nu are nicio calitate vorbească despre firma respectivă care se află în insolvență și singura persoană care are vreo calitate să discute cu primăria este lider lichidare SPRL, cel care este administratorul judiciar al firmei respective. Eu nu pot să semnez nimic nici cu Nicolo Napoli, nici cu Marcel Iancu, nici cu Adrian Mititelu, cu atât mai puțin cu Adrian Mititelu. Deci nu are nicio calitate ca să discutăm de alte chestiuni. Dacă administratorul judiciar dorește să facă vreo cerere municipalității Craiova, sigur că suntem deschiși să îl ascultăm și să luăm o decizie. Deci echipa FCM-ului este de unde se mantă, dacă știți, dacă v-ați spus. Pentru că intenționează să ceară întreruperea campionatului sau amânarea campionatului, pentru că nu au aceleași drepturi ca și celelalte formații. De ce nu au aceleași drepturi? Aici că este vorba, e vorba de investitori privați care trebuie să se asigure de la început de aceste chestiuni. Nu mă întrebați pe mine că nu e obligația mea să le asigur stadion. Și încă o dată vă spun, nu am ce să discut. O să dau un răspuns domnului Mititelu pe hârtia pe care mi-a transmis-o, dar, încă o dată, nu are calitate dumneavoastră. Marcelian, cu adevărat, ieri, a venit lăsat echipa să de pe Obrenco, va cere finanțatorului să desfințeze echipa. Este strict problema lor. Ce vor face? Din păcate s-a ajuns în această situație nu din cauza primăriei Craiova sau primarului. S-a ajuns în această situație pentru că domnul Mititelu nu are bani și are datorii foarte mari. Și către stat și către terți, de 90 de milioane de euro. Am încercat să-l ajut cât s-a putut. Știți foarte bine că am încercat să cumpărăm acel teren pe Balta Craioviței fără să mai așteptăm procedură de expropiere și încercând să facem o achiziție directă. Dar și acolo au fost niște falsuri peste care nu am putut să trecem cu vederea pentru că altfel, mâine eram toți la DNA și dădeam explicații. Din moment ce tu ne asiguri că terenul nu este sub sechestru și noi după constatăm că este sub sechestru, că nu are nicio altă formă de sarcini, că nu este niciun alt proprietar și noi mai descoperim încă un proprietar pe terenul respectiv, ce putem să facem mai mult?